Sucevenii vor plăti mai mult pentru apa caldă și căldura furnizată de SC Termica SA. Prețul majorat al gigacaloriei de 250 de lei va fi supus la vot printr-un proiect de hotărâre în ședința Consiliului Local de joi 29 august. Primarul Sucevei Ion Lungu a solicitat consilierilor locali să voteze majorarea prețului la gigacalorie pentru a evita blocarea funcționării primăriei. Este vorba de un proiect de aprobare a prețului solicitat de către Termica de funcționare pe gaz metan de 445 de lei RON, inclusiv TVA, și de asemenea majorarea prețului la populație de la 185 de lei cât este astăzi la 250 de lei RON. Sigur că nu e o plăcere pentru nimeni, nici pentru mine ca primar să majorăm acest preț la gigacalorie, dar nu avem altă soluție. Fac un apel la domnii consilieri să votăm cu toții cu mintea, nu cu sufletul, și să găsim soluții în continuare de a asigura apă caldă și căldură la cei care sunt în sistemul centralizat, dar în același timp și de a funcționa primăria municipiului Suceava. Șeful administrației locale a declarat că diferența de la 250 de lei și până la 445 de lei, cât este costul de producție al unei gigacalorii, va fi suportată de primărie. Rămâne o mare problemă suportarea diferenței la tarif, care este la 195 de lei pe gigacalorie. Sigur, am avut discuții cu reprezentanții de la administratul judiciar la Termica, cu conducerea Termica, ei nu pot să accepte să ne furnizeze această căldură, această apă caldă în pierdere. Nu pot să aibă acordul creditorilor. Creditorii nu sunt de acord să dea la căldura la primărie sau apă caldă în pierdere. Deci este clar că această diferență de gigacalorii se va suporta de către primărie.